Creațiile celor mai buni meșteri olari din Moldova și România au fost expuse în cadrul Bâlciului Republican al Olarilor, care s-a desfășurat în satul Iurceni, raionul Nisporeni. La cea de-a 12-a ediție și-au prezentat lucrările cei mai talentați meșteri populari olari din Republica Moldova și România. Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a participat la Bâlciul Olarilor din Iurceni, familiarizându-se cu lucrările meșterilor populari atât din toată Republica Moldova, cât și din România. Șeful statului a menționat că organizarea acestui târg este un lucru foarte important pentru dezvoltarea acestui meșteșug. Eu vă felicit cu acest festival. Vă mulțumesc pentru aceste lucrări pe care le faceți și bucurați oaspeții Republicii Moldova, copiii, toți cetățenii. Vă doresc în continuare sănătate și succes și împreună să ne străduim ca nu numai noi, cetățenii, să ajungem să ne deplasăm liber în Europa, dar și aceste frumoase lucrări să ajungă pe vitrinile magazinelor în Europa și, în ultimul rând, în Statele Unite Americii. Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, я хотел только сказать, что это большая честь для меня, чтобы присутствовать сегодня с вами и видеть вашу такую великолепную и красивую работу. Я желаю успеха и счастья. Organizatorii acestui bâlci susțin că cea de-a 12-a ediție este mai deosebită față de celelalte ediții. Astăzi sunt circa 30 de participanți, din toată Basarabia și din România. Foarte diversă ceramică, avem foarte mulți vizitatori, oamenii admiră, foarte mulți cumpără și asta ne bucură foarte mult, pentru că vom deveni, ne vom lărgi și ne vom transforma până la urmă într-un centru de cultură românească regională. Târgul are ca scop trecerea în revistă a creației celor mai buni meșteri olari, stimularea activităților economice, popularizarea olăritului și continuarea tradițiilor artistice ale acestui străvechi meșteșug. Acest bâlci al olarilor participăm a patra ediție, a patra oară. Suntem foarte fericiți și vă spun că așa cum în acest an n-a mai fost popular acest bâlci, adică anul acesta este pur și simplu o nebuneală, o euforie în această piață. De dimineață, de la ora 9, cum am apărut, nu dovedeam să scoatem din genți lucrările, că lumea de acum îmbla în jurul nostru cu diferite sacoșe goale ca să cumpere oale pentru sarmale, pentru lapte, suvenire, pentru a pleca peste hotare sau pentru a le avea în locuința proprie. Vizitatorii târgului au admirat satul Iurceni, au ascultat muzică folclorică și au cumpărat diverse produse ale meșterilor olari. Sunt venită din satul Grădiești, am auzit sărbătoarea asta de mai mulți ani de zile și nici de cum nu putem rupe la această zi. Și în sfârșit, astăzi am avut ocazia să vin în sat să văd această minunată sărbătoare. Foarte mult îmi place lucrurile din lut, mai ales făcute manual de oameni de la țară care și-au păstrat obiceiurile, tradițiile. Cred că ceva o să procur ca să am ca amintire că am fost la această frumoasă ediție. Ce ați procurat astăzi? O oală pentru sarmale de 90 de lei. Mi-a plăcut că e frumoasă, e bună. Așa este, mi-a plăcut tare frumoasă, cu marginea verde, așa e frumoasă, sunt drăguț. Am luat de cele de acolo. Dar este tot îmi place, tot e frumos, tot e făcut calitativ, frumos. La Bâlciul Republican al Olarilor au participat peste 30 de meșteri populari și este organizat de către Uniunea Meșterilor Populari din Moldova și de către Primăria Comunei Iurceni.